Chiar astăzi dimineață la Curtea Constituțională au fost depuse încă 4 sesizări în legătură cu ședința de joi a Parlamentului, atunci când mai multe proiecte de lege au fost votate pe fundalul unor îmbrânceli, huiduieli, în mare grabă și fără a fi consultate ori dezbătute. Pe lângă trecerea SI sub control parlamentar, platforma DA cere să fie declarate neconstituționale proiectul de lege privind modificarea componenții biroului permanent, dar și reîntoarcerea terenului fostului stadion Republican în posesia statului. Deputatul PPD Adinu Plângău a declarat că solicită examinarea în regim de urgență de către Curtea Constituțională a 3 legi votate în lectură finală la ședința de săptămâna trecută a Parlamentului, dar și suspendarea acțiunilor până la soluționarea în fond a cauzelor. Mai exact, este vorba despre trecerea SIS în subordinea legislativului, modificarea componenței biroului permanent și reîntoarcerea în posesia statului a terenului pe care s-a aflat stadionul Republican. Suntem mai mult decât convinși că în baza sesizărilor elaborate foarte calitativ, toate aceste 3 proiecte urmează a fi declarate neconstituționale. Totodată, PPDA a solicitat ca proiectele privind politica bugetar-fiscală și bugetele naționale, dar și alte proiecte ce țin de modificarea statutului Găgăuziei și a statutului limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, să revină pe ordine de zi pentru a fi dezbătute conform procedurilor. Am pregătit documente și sesizări care urmează să anuleze practic toată ședința de pe 3 decembrie 2020. Și Dumitru Alaiba, deputat din partea PAS, a depus o sesizare la Curtea Constituțională privind cedarea stadionului Republican. Acesta consideră că, prin acest fapt, a fost încălcat acordul diplomatic bilateral dintre SUA și Republica Moldova, dreptul la proprietate, nu s-au respectat garanțiile de proces legislativ și de responsabilitate bugetară. Legea trebuie să fie mai presus decât interesele politice, decât geopolitica și, cu siguranță, decât planurile de afacere a lui Elon Shore, care s-a și grăbit public să-și developeze intențiile vis-a-vis de acest teren, a scris Alaiba într-un comentariu. Și Partidul Democrat a anunțat astăzi că va depune o sesizare în acest sens la Curtea Constituțională. Atunci când cedezi un stadion unui hoț de miliarde, eu cred că lucrurile nu merg pe calea corectă. Asta cum ar fi că cineva îți fură casa, iar cel care a furat-o vine și propune omul să-i facă un topogan. La ședința plenară din 3 decembrie, deputații PSRM și cei ai Partidului Șor au adoptat un șir de proiecte de lege, deși inițial s-a cerut excluderea acestora de pe ordinea de zi. Toate au fost votate în grabă, pe fundal de strigăte și îmbrânceli, iar procedura de vot nu a durat mai mult decât 2 minute. Cu toate acestea, deputații socialiști, dar și cei care fac parte din Platforma pentru Moldova, au declarat că nu consideră că au comis vreo ilegalitate și că doar Curtea Constituțională va decide dacă procedura a fost sau nu cu abateri. Și Igor Dodon a declarat vineri că nu vede nicio problemă în scoaterea SIS din subordinea președintelui, proiect pe care chiar el îl susține. Ulterior, o contestație în privința acestuia a fost depusă de către PAS. Iar deputatul Octavian Țicu a anunțat că va contesta proiectele privind instituirea unei statut limbii ruse și proiectului de lege ce oferă autonomie găguze dreptul de veto în Parlament.